Nu așa. Fără introducere, fără nimic, oricum trebuie să mergem direct în subiect. Am venit la casa întoarsă, cică. Acolo-i doamna asta nu are răbdare, vrea să intrăm înăuntru. Hai că intrăm. Ca la doamna asistent. Poate aduc o perie săptămâna viitoare să mă cuim, că-i pierde în timpul. Să se pună aici cu aer cald și dacă... Era interesant să ne discuțăm de tot. Nu e vorba de discuța, dar nu. Hai pe tavan. Ce la un pahar de ghec. Ce a noi de glumă. E de joc. Ia, hai că e plin. Du-te, pune-te un pic în pat. Mamă, hai încoace. Oare cât ți-o pus gura pe ăla? Hai că facem ședința de photoshooting. De ce umbli ca un iezure? Ok. Ok. Deloc dubios. Deci de ce umbli așa? Oare să fiu român adevărat? Na, nu us. Din contră. Am revenit cu picioarele pe pământul întors cum trebuie. Să mergem să vedem acum o iapă sau o deasă, o lavă, ceva. Sigură, doar? Și-am găsit lama. Nu. Mai bine. Mie ăla se pișă. Vedeți că ăsta seamănă și iepure, și cal, și cangur, și câine. Ia, ăsta are râietul. Are râie. Are râit, uite ce are pe el. Mâncă, mă. Nu mai merg să vedem un pic. Opa! Nu, că e de fete. Păi ce? Mai merg să vedem un pic care-i treaba pe aici, că deja la doamna e foame, caută restaurante și de-alea. Și vedem noi. Hei! Wow. S-a întâmplat ce să mănânc aici. Hai să gustăm, să vedem limonada unde am stat 24 de ore la rând cu copcii ăia, că zici că-s la grădiniță. Omule, nici aici, mă, în loc să stau lângă apă să mă relaxez frumos. Au... Na bun. Îmi place să mănânc aici, hai să vedem. Sub medie. Medie. Da. Am gustat și eu. Mm-mm. Poate ce am de sub apă. Mi se iei în ciorba. Mamă, ciorba e peste medie. Numai că e un pic uleioasă. N-auzi, omule. Oi! Trage de tine! Oh. Și ultima destinație. Bam! Cabana Posternacu, Porumbacu, Sâmbăta, pardon. Love you.